Să deschidem scripturile în Evanghelia după Matei, capitolul 7. Vom citi de la versetul 21 până la versetul 29. Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroatele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Căsătoria este actul oficial prin care se întemeiază o familie. Termenul familie apare mai rar în Vechiul Testament și e folosit mai des termenul casă, cuvântul casă. Și casă este și rădăcina cuvântului căsătorie, căsnicie. Și astăzi cei doi, Rudi și Aura, încep construcția casei lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar de aici încolo, ține de ei și ei vor decide cum vor zidi, unde vor zidi, ce vor zidi, de ce vor zidi propria lor casă. În această zi aș vrea cu ocazia nunții lor să le aduc câteva îndemnuri, sfaturi, învățături, care cred că pot fi utile pentru fiecare dintre noi, pentru cei care deja ne-am căsătorit, și cei care mai ales urmează să se căsătorească. Cum ar trebui să fie o casă? Cum ar trebui să fie casa aceea care poate rezista, care poate dăinui, care nu se prăbușește? Și cred că mai mult că oricând e nevoie de astfel de învățături, pentru că statisticile ne îngrozesc. Dacă ne uităm, mai ales în Occident, peste 70% din căsătorii sfârșesc în divorț. Și sunt zone și sunt țări unde procentul acesta este și mai mare de atât. Dacă mai luăm în calcul și faptul că nu se fac căsătorii, gândiți-vă câte căsătorii se fac și rămân și câte efectiv nu se fac, pentru că nici nu se întemeiază familia, oamenii doar conviețuiesc împreună și atât. Deci, ceea ce se întâmplă în jurul nostru ar trebui să ne dea de gândit și de aceea noi, ca biserică, trebuie să învățăm tinerii, trebuie să învățăm copiii noștri cât de importantă este casa numită familie. Dumnezeu să binecuvânteze familia care se întemeiază astăzi. Cum ar trebui să fie casa? Cum ar trebui să fie casa voastră, Rudi și Aura? Astăzi vreau să vă prezint 7 caracteristici pe care ar trebui să le aibă și casa voastră, pe care ar trebui să le aibă orice casă. Atunci când te gândești să zidești, nu știu casa cealaltă, casa unde veți locui, închirie cumpărată, apartament, casă cu curte, asta contează mai puțin. Însă din punct de vedere spiritual, sufletesc, voi astăzi începeți să zidiți o casă. Familia voastră va fi o casă. Și cum ar trebui să fie această casă? În primul rând, când te apuci să zidești o casă, când vrei să zidești o casă, primul lucru pe care îl faci este să te gândești la un proiect.
Avem o mare problemă și în România, dar și în Italia. Nu vă gândiți că în Italia abuzii ediliții câte vreți. Adică omul construiește și lasă cum vedea noi. Că apoi le ia vântul, că apoi vine câte o avalanșă și se întâmplă atâtea tragedii și cred că cunoașteți și voi câte și câte se întâmplă. Pentru că oamenii se apucă să construiască unde vor ei, cum vor ei, fără să țină seama de criterii, de nicio condiție care ar trebui îndeplinită, fără să ceară avize, fără să aibă autorizație, fără să facă ceea ce trebuie. Lasă că asta sunt așa, niște hârtii. Și apoi vin tragediile și oamenii se întreabă de ce s-a întâmplat asta și cine e vinovatul, cineva ar trebui să plătească. Cred că cel care a zidit în primul rând ar trebui să plătească și păcat că unii plătesc și cu viața. Nu poți zidi oriunde. Nu poți spune, e un loc aici în curtea bisericii, hai că aici îmi fac casă. Îți trebuie aviză, îți trebuie autorizație. Nu poți spune, e frumos acolo în centru, am văzut un loc, ceva, teren, verdeață, o bancă, un copac și îmi fac acolo casă. Nu merge așa. Trebuie să ai autorizație. Trebuie să ai avize. Trebuie să respecti niște criterii, niște condiții, niște standarde. Trebuie să știi ce vrei și cât de bine astăzi că poți să faci o casă și deja poți avea macheta sau poți avea în 3D cam cum ar arăta. Să știi ce vrei și nu după ce ai făcut, mi-amintesc cu ani în urmă în România, cam așa se întâmpla, chiar proiectanții, chiar cei care dădeau autorizație, spunea, tu fă casa, alegeți de aici un proiect, dar lasă să fie acolo la dosar, tu fă casa cum vrei tu și... Nu merge așa. Și apoi ne mirăm de ce casele stau în picioare doar 30 de ani, 40 de ani, 50 cel mult. Pentru că nu e vorba doar de noi. Ce bine ar fi casele să rămână cât mai mult posibil. Nu doar pentru 20 de ani, nu doar pentru 50 de ani, să fie conforme. De aceea, atunci când vorbim din punct de vedere spiritual, casa trebuie să respecte principiile cuvântului lui Dumnezeu, principiile Scripturii, standardele morale, avizele, dacă vreți, ale Scripturii. De aceea, când se întemeiază o familie, pune-ți întrebarea, cum ar trebui? E adevărat, tu poți să te căsătorești cu cine vrei, dar Scriptura spune cum? În Domnul. Scriptura îți vorbește și despre o vârstă, dacă vrei. Scriptura îți vorbește despre multe condiții pe care le pune cu privire la căsătorie, cu privire la casă, cu privire la familie. Și este atât de important o casă, în primul rând, să fie conformă. Conformă cu standardele de proiectare. Conformă cu ceea ce se așteaptă Dumnezeu. Trebuie să respecti niște criterii. Nu se poate altfel. Trăim într-o generație care nu mai vrea limite, care nu mai vrea condiții, care vrea libertate. Și libertate însemnând să faci ce vrei fără să ții cont de absolut nimic, să nu-ți impună nimeni nimic. Așa au înțeles cei mai mulți libertate. Și când ajung să vadă că libertatea costă, când ajung să vadă că libertatea te distruge la un moment dat, pentru că atunci când faci ce vrei tu, atunci când faci ce îți place și atunci când nu ții cont de niște condiții, de niște reguli, de niște principii, de niște legi, plătești. Plătești nu pentru că te amendează cineva, pentru că atunci când cineva îți spune tu trebuie să respecti aici niște cote, tu trebuie să respecti niște standarde, nu e așa că vrea cineva să te pună să cheltuiești mai mult. Și el îți spune, tu vei plăti pentru asta. Când va veni necazul, se va prăbuși totul. Dar nu așa ni se pare. Are Dumnezeu ceva cu noi? Are cineva autoritatea asta sau cealaltă? Are ceva cu noi și ne pune doar să cheltuim bani, să dăm bani noi acum pe temelie, să săpăm noi adânc, să căutăm, să vedem dacă e stânca aici sau nu, că stânca nu găsește oriunde. De aceea trebuie să vezi unde poți să zidești casa. Că atunci când e vorba de nisip, nu înseamnă că unul a pus doar casa acolo, ci poate oricât ar fi săpat el, dădea tot de nisip, că poate 10 metri nu mai nisip era acolo. Să vezi unde îți așezi casa. Este extrem de important casa, în primul rând, să aibă avizele, să aibă autorizația, să fie conformă. În al doilea rând, o casă trebuie să fie rezistentă.
O casă trebuie să fie rezistentă. Rezistentă la intemperii, la furtuni, la vânturi, la ploi, la tot ceea ce se întâmplă. La timp, dacă vreți, că și timpul în sine erodează într-un fel materialele. Casa trebuie să fie rezistentă. De atâtea ori, și mi-aduc aminte asta și în România, lasă ciment mai puțin, avem numai atâția saci, punem numai atât, las că ajunge. Fierul, ce faci cu atâta fier? Ce-ți trebuie fier? Că bani cheltuit, bani aruncat. Și foarte puțin respectă proiectul, respectă standardele legate de siguranță. Și de aceea vedem și aici, oriunde, vedem case care nu rezistă prea mult. Ce să mai zic dacă dă un cutremur odată? Ce să zicem dacă vine odată o intemperie extraordinară? Cum ar fi luate casele pe sus? Pentru că cele mai multe nu sunt concepute să fie rezistente. Să te gândești. Nu trebuie să te aștepți. Dar totdeauna ia în calcul. Ia în calcul că poți să te întâlnești cu situații excepționale. Poți să te întâlnești cu atâtea intemperii, cu atâtea pericole. Și casa anumită familie este într-un continuu pericol. Diavolul va căuta să atace pe toate fronturile casa, vânturile, ploile, furtuna, totul, întotdeauna veți avea de luptat. Astăzi, da, e o zi frumoasă și bine că vă gândiți la asta, dar gândiți-vă cât rezistă casa. Gândiți-vă și așteptați-vă că în viață, vreți, nu vreți, vor veni și necazuri. În viață vor veni și furtuni. Și faptul că veți rezista sau nu, asta ține doar de voi. De modul în care veți acționa, veți pune temenia, vă veți pregăti pentru asta și pregătiți-vă astfel încât să puteți rămâne în picioare, să rezistați. Casa trebuie să fie rezistentă. Acum, cine a cheltuit mai mult? Cel care a pus și a săpat adânc înainte până a ajuns la stâncă? Sau cel care a pus-o doar pe nisip? La început, cel care a pus-o pe nisip a cheltuit mai puțin, nu? Că n-a mai trebuit să sape, n-a muncit așa mult, a pus-o direct. Dar la urmă, cine a cheltuit mai mult? După furtună, cine a cheltuit mai mult? Casa aceea s-a prăbușit și a cheltuit totul, a pierdut totul. Celălalt, ce a pus în plus față de celălalt? O temelie mai adâncă? O muncă mai profundă, poate? Dar casa lui a rămas în picioare. Și cât de important e să înțelegi aspectele acestea, casa trebuie să fie rezistentă. În al treilea rând, a treia caracteristică a unei case este să fie izolată. Ce înseamnă să fie izolată? Hai să luăm în primul rând izolată termic. Afară e cald, dar la tine în casă e răcoare. Afară e frig, dar la tine în casă e cald. Să fie izolată. Adică ceea ce se întâmplă în afara voastră să nu vă influențeze, voi să aveți climatul acela, temperatura aceea constantă în casă. Indiferent de ce e afară. Afară pot fi minus 20 de grade, afară pot fi 50 de grade. Tu să ai aceeași temperatură constantă în casă. Și pentru asta trebuie casa să fie izolată. Asta trebuie să fie și în sufletul vostru. Și afară poate fi război, afară pot fi probleme, afară pot fi necazuri, afară pot fi tulburări, dar voi înăuntru să fiți totdeauna plini de pace. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru că atunci când vorbim de izolație, vorbim și de izolație acustică. Adică afară pot trece avioane, mașini, gălăgie mare, dar tu când ai închis geamurile, ai închis ușa, să nu mai auzi nimic. Și invers, să nu audă nici alții pe voi, nici vecinii. Ce vorbiți? Că asta înseamnă izolație. Asta înseamnă intimitate. Că de asta omul își face casă. Și vedeți, trăim o generație foarte ciudată.
Și casele nu sunt izolate deloc. Nu mă refer la casele astea. Mă refer la casa numită familie. Stă la masă, o poză, Instagram, Facebook, publică. Tot ce face, se vede. Tot ce face, publică. Ca și cum e o casă numai cu geamuri transparente, cu sticlă, toată lumea vede ce faci tu înăuntru. Toată lumea trebuie să știe unde ești tu. Și nu mai există privacy, nu mai există nimic, intimitate, nu mai există nimic. Totul e public, totul e domeniul public. Și te întreb de ce casele astăzi se dărâmă ușoară. Pentru că foarte puțin știu să rămână acolo. Casa trebuie să fie locul acela în care trăiești doar tu. Tu și familia ta, atât. Nu trebuie să știe toată lumea ce faci, ce mănânci, ce ai și ce n-ai. Casa trebuie să fie izolată și de insecte, de virus și de tot ce vrei, adică să nu intre oricine, să nu intre orice. Și trebuie casa voastră, ca să poată rezista, ca să poată rămâne în picioare, ca să vă poată da sentimentul acela de protecție, de siguranță, să fie cât mai izolată. Și asta ține de voi. Ține de voi să fiți unul cu altul împreună, să știți până unde pot alții să știe ceva despre voi. Până când pot alții să aibă acces la ceea ce este în casa voastră. În al patrulea rând, o casă trebuie să fie sigură. O casă trebuie să fie sigură, cu un acces controlat. Orice casă trebuie să aibă ușă. Chiar dacă poate aici se fură mai puțin, chiar dacă aici se intră mai puțin prin casă, deși se mai întâmplă. Trebuie să te gândești la o ușă blindată, trebuie să te gândești la niște geamuri care închid bine, trebuie să te gândești la un sistem de alarmă, trebuie să te gândești la tot ceea ce poți face astfel încât să nu vină intruși în casa ta, să nu vină hoții, să nu vină persoane nedorite, să nu ajungă unul din greșeală acolo, nu știu. Și de asta casa trebuie să fie și sigură din punctul acesta de vedere. Să aveți mare, mare grijă. Casa numită familie. Pentru că Dumnezeu, când îl numește pe diavol, el folosește multe apelative, multe nume. Dar unul din numele pe care Dumnezeu îl dă diavolului este hoțul. Hoțul care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Hoții care vă pot fura bucuria. Hoții care vă pot fura pacea. Hoții care vă pot lua lucrurile de valoare pe care le aveți în casa voastră. Că voi puteți munci, puteți avea lucruri de valoare, dar vine altcineva și vă ia ceea ce aveți voi valoros în casa voastră. Și de aceea ține de voi casa voastră să fie cât mai sigură. În al cincilea rând, o casă ar trebui să fie și practică. Să fie cât se poate de mare, nici prea mare, nici prea mică, utilă, să ai tot ceea ce îți trebuie. Din păcate, mi-amintesc cu ani în urmă, când a intrat România în Comunitatea Europeană, s-au cam speriat atunci europenii de ceea ce s-a întâmplat, de un fenomen foarte ciudat în România. Pe de o parte, oameni, case, foarte multe, care nu erau racordate la curent electric, lăsăm apă și canalizare, nici măcar curent electric, multe nu aveau, efectiv bărăci, bordeie de pământ, dar pe de altă parte erau acele case imense și mi-amintesc de o casă, 1600 de metri pătrați, 4 etaje cu 400 de metri pe etaj. Și a fost întrebată proprietara casei: doamnă, dar nu vă îndrept de curățenie, că oricum nu aveți cum să faceți curățenie. Dar de câte ori intrați așa în fiecare cameră, în fiecare baie, că fiecare cameră cu baie ei, 400 de metri pe etaj și 4 etaje, de câte ori intrați? Păi, o dată, de două ori pe an. Câți copii aveți? Păi, nu prea și... Dar de ce ați făcut-o? Ambiție.
Păi vecinul avea cu 3 etaje și eu mai prejos decât vecinul. Nu se poate asta. Neapărat casa mea trebuie să fie mai înaltă. Neapărat un centimetru mai mare, că nu se poate, nu pot eu să dorm. Dacă nu-i mai mare, dacă nu-i cea mai dintre toate. Și case mari în care nu locuiește nimeni, case mari care nu folosesc la nimic, pentru că oamenii atunci când zidesc o casă se gândesc mai mult la ambiție și nu la utilitate. Ai nevoie? Îți trebuie sau nu-ți trebuie? Când îți faci o casă, nu să te gândești doar să fiți... Voi nu trebuie să fiți cea mai, nu trebuie să fiți cea mai fericită familie. Voi trebuie să fiți fericiți. Punct și atât. Asta trebuie să urmărești în viață. Din păcate, trăim într-o societate a competiției. Noi trebuie să fim cei mai. Pe mine nu mă interesează să fiu cel mai. Pe mine mă interesează să fiu ce trebuie să fiu. Să fiu fericit. Nu vreau să fiu cel mai fericit. Dacă voi sunteți mai fericiți ca mine, slavă Domnului, mă bucur. Mie mi-ajunge să fiu fericit. Punct. Mie mi-ajunge să mă bucur cu ce am. Nu trebuie să fiu cel mai bucuros dintre toți. Nu mă interesează asta. Nu trăiesc pentru asta. Nu trebuie să trăiți pentru asta. Nu trebuie să fiți cei mai. Casa voastră să fie cea mai. Cea mai înaltă, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai... Trebuie să fie o casă care să vă asigure protecție, siguranță, să fie utilă, să ai tot ce trebuie în casa ta. Să ai spațiul de care ai nevoie. Și mai ales, îmi place un cuvânt în Scriptură, Psalmul 128, unde de asemenea se vorbește de familie, să te bucuri de lucrul mâinilor tale. Să vezi că munca îți merge bine, să fii fericit, dar mai ales să te bucuri. Că dacă construiești o casă și nu te bucuri de ea, și nu te bucuri, și nu ești împlinit, și nu ești satisfăcut, și dacă începi o casă și nu termini, și te prind bătrânețele, și tu încă mai ai de lucru și n-ai terminat, și nu ajungi să te bucuri vreodată de ea, cât de important este să fim mai mult practici decât ambițioși sau mândri. Ce bine ar fi să înțelegem sensul vieții. Dumnezeu ne-a dat lucrurile din viață să ne bucurăm de ele, nu să fim robii lor. Să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dar în al șaselea rând, o casă ar trebui să fie integrată în comunitate. Atunci când îți zidești casa, te gândești. Nu vreau să trăiesc eu singur. Degeaba mi-o fac eu undeva pe un deal, pe un vârf de munte, în mijlocul unei păduri. Da, e bine să n-ai vecini, dar și fără vecini, vă asigur că e mult mai greu. Și sunt oameni care, atunci când zidesc casa aceasta numită familie, spun să stau cât mai departe. Cât mai departe de biserică, sau nu mă interesează dacă este biserică sau nu. Când îți faci o casă, te gândești unde e banca, unde e poșta, unde e școala, unde e biserica, să fie cât mai aproape, să fie cât mai accesibile, să fie cât mai integrată în comunitate. Unde ți este familia, unde sunt frații, unde sunt surorile, să fii cât mai aproape de ei. Că, da, noi vrem pe de o parte să fim singur, să avem intimitatea noastră, să avem viața noastră privată. Dar totodată, atunci când zidești o casă, te gândești că orice familie nu poate rezista singură. Te gândești la o societate, te gândești la o comunitate, te gândești la biserică. Tu poți să-ți iei casă, să poți să zidești casă la 100 de kilometri de biserică, dar apoi ții cont că nu vei putea veni în fiecare zi la biserică, sau în fiecare săptămână, sau de 2 ori pe săptămână, sau de 3 ori pe săptămână, așa cum vin alții care stau aici la 2 pași. Și ei pot veni și luni, pot veni și marți, au repetiție, un copil, altul și nu au probleme. Trebuie să te gândești o casă să fie integrată în comunitate, să aibă acces la toate serviciile, să fie conectată, să fie racordată. Normal, dacă ți-o faci pe vârf de munte, poate nu vei avea curent electric, nu vei avea telefonie, nu vei avea apă, nu vei avea. O casă de vacanță, să mergi acolo, poate merge, dar ca să trăiești permanent acolo.
nu este cea mai indicată. Dar, din păcate, din punct de vedere spiritual, multe familii așa se întemeiază. Să stea cât mai departe. Să nu se implice în nimic. Să nu țină aproape cu biserica. Să nu țină aproape cu comunitatea. Și vedem că astfel de familii nu pot rezista prea mult. De aceea este extrem de important ceea ce veți face de aici încolo. Voi astăzi începeți să zidiți casa voastră. Și mare, mare grijă totdeauna. Ce faceți? Pentru că sunt decizii care țin de voi, nu țin de altcineva. Nu biserica va decide în dreptul vostru. Voi veți decide. Programul vostru, timpul vostru, cât de departe, cât de aproape veți sta de biserică, veți ține aproape cu biserica sau nu. Sunt deciziile voastre personale. Eu mă rog astăzi ca Dumnezeu să vă ajute, să vă dea lumină, să vă dea discernământ, ca să fiți cât mai aproape de Dumnezeu și cât mai aproape de biserică, cât mai aproape de familie, cât mai aproape de cei care vă pot ajuta, care vă pot sprijini. În ultimul rând, o casă ar trebui să fie și frumoasă. Nu are nimic Dumnezeu cu împotriva frumuseții. Din păcate, am întâlnit destui oameni care consideră că frumusețea e ceva păcătos. Frumusețea e ceva rău în sine. Și frumusețea înseamnă mândrie și dacă ești urât și dacă tot urât, înseamnă smerenie. Ei, vreau să vă spun că din punct de vedere biblic nu este deloc așa. Pentru că Biblia ne spune altceva. Orice lucru, El, Dumnezeu, îl face frumos la vremea Lui. Dumnezeu este autorul frumosului. Când te uiți la natură, se putea vedea și zilele acestea, aurora boreală, vezi stele, vezi natură, vezi flori, vezi copaci, vezi natura, dacă n-a fost contaminată și stricată de om, vezi frumusețile. Și îți dai seama că toate aceste frumuseți, toată această frumusețe are un creator, are un autor. Și autorul frumuseții este Dumnezeu. Dumnezeu este autorul frumuseții. Pe Dumnezeu nu-L deranjează, dimpotrivă. Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta ca un lucru să nu fie doar util, dar să fie și plăcut. Să fie și frumos. Au românii, măcar aici au o vorbă bună, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Da, îi place lui Dumnezeu ceva frumos, pentru că El este autorul. Frumosul înseamnă ceva plăcut. O casă trebuie să fie și frumoasă, să fie plăcută, să fie confortabilă, să fie agreabilă, să te simți bine în ea, să-ți placă, să-ți stai, să o vezi. Și asta ține de voi, ține de gusturile voastre. Dumnezeu, când a așezat prima familie în grădina Edenului, i-a spus omului, poți să mănânci din toți pomii, după plăcerea ta. Cum îți va place? Atât, o singură condiție, din pomul acesta să nu mănânci. Dar în rest, Dumnezeu a spus, cum îți place? Dacă ai o plăcere sau alta, Dumnezeu a lăsat libertatea aceasta. Și de aceea atunci când construiești o casă, trebuie să te gândești la o casă, că trebuie să fie frumoasă. Trebuie să fie plăcută, trebuie să fie și din punct de vedere estetic ceva care să îți dea împlinire, să-ți dea satisfacție. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă ajute ca întotdeauna casa voastră să fie o casă binecuvântată. Casa voastră să fie o casă care să dăinuiască. Așadar, închei făcând un rezumat. Cum ar trebui să fie casa voastră? Cum ar trebui astăzi, când voi începeți să zidiți casa voastră, dacă vreți să fiți ca acel om înțelept, care nu s-a uitat la acum să muncesc mai puțin, acum să cheltui mai puțin, acum să investesc mai puțin? Să vă gândiți că, în primul rând, casa trebuie să fie conformă cu standardele de proiectare. Unde îți așezi casa? Cum vrei să ți-o faci? Cum vrei să fie? Ai deja în minte cum ar trebui să arate casa ta? Gândește-te cum ar trebui să arate casa ta. Cum ar trebui să fie familia ta peste 20 de ani, peste 30 de ani?
casa să fie rezistentă la intemperii, la tot ce se întâmplă în jur, casa voastră să rămână. Să te poți întâlni, să ne putem întâlni peste 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani. Ne dă Dumnezeu viață să te întâlnești cu o familie binecuvântată, care a rămas împreună, care au rămas împreună și atât de mult contează. Știți că pentru noi cuvântul divorț nu ar trebui să existe în vocabularul nostru, în vocabularul bisericii. Nu ar trebui să fie. Acea prăbușire a casei, și mare a fost prăbușirea, acea prăbușire este un dezastru efectiv pentru copii, pentru toți ceilalți, pentru familie, pentru oameni, pentru mântuirea lor. Casa trebuie să dăinuiască, casa trebuie să reziste, familia trebuie să rămână și cât vă dă Dumnezeu viață, voi trebuie să fiți împreună. Pentru că nu uitați un lucru, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu vrea că atunci când cineva zidește o casă, casa aceea să rămână. Dacă se bucură cineva de cădere, dacă provoacă cineva căderea unei case, dacă vrea cineva distrugerea unei familii, să știți că acel cineva este diavolul. Dumnezeu niciodată nu va motiva la divorț. Dumnezeu niciodată nu va îndemna la despărțire. Niciodată. Că vor fi voci într-o parte sau în alta, lasă, lasă-o și câte se mai întâmplă și astăzi, toate astea nu pot veni de la Dumnezeu. Dumnezeu este clar aici, fără echivoc. El spune clar, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Nu există motiv, nu există absolut nimic. Dacă cineva aude vocea asta, să fie foarte clar și conștient că nu vine de la Dumnezeu, în niciun caz. Nu poate avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta nu poate însemna decât destrămare, prăbușire și prăbușirea aceea să fie mare. Casa trebuie să fie izolată, termic, acustic, de insecte, de tot ce vrei, să fie izolată. Voi să trăiți în mediul vostru, care să nu fie afectat de mediul din afară. Să nu fie afectat. Ce se întâmplă în afara casei, nu putem controla. Eu nu pot controla temperatura de afară, dar temperatura dinăuntru pot controla eu. Ce se întâmplă în afara mea, nu pot controla, este în afara controlului meu, dar ce se întâmplă în inima mea, aceea pot controla. Ce se întâmplă în familia voastră, voi puteți controla. Și ține de voi și de alegerea voastră. Casa trebuie să fie sigură, să aibă un acces, să aibă o ușă, să aibă o cheie. Nu oricine, nu oricum și nu oricând să intre, să aibă acces în casa voastră. Să decideți voi. Casa trebuie să fie practică, să fie utilă, să fie capientă, să aibă tot ceea ce trebuie, să fie integrată în comunitate. Nu solitari. Nu dizidenți, adică despărțiți. Alții, noi pe contul nostru. Câte familii nu s-au distrus, că s-au văzut mai buni decât alții, că nu era comunitatea pe măsura lor, pe măsura meritelor lor, ale valorilor sau ale calităților lor. Și n-are nimic Dumnezeu împotrivă casa voastră să fie una plăcută, frumoasă, agreabilă, confortabilă. Să vă simțiți bine, pentru că până la urma urmei, Dumnezeu de asta, asta și înseamnă fericirea. Îți faci o casă ca să te găsești bine, ca să te simți bine, să te simți în siguranță, să fii fericit, să fii bucuros, să vă iubiți unul pe altul. Asta este și dorința lui Dumnezeu. Asta este și planul lui Dumnezeu pentru voi, să fiți fericiți și casa voastră să fie o casă plăcută, o casă frumoasă, o casă de care să vă bucurați, o familie de care să vă bucurați și acum și pentru totdeauna. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să fie totdeauna cu voi. Amin.